Vorbim despre această situație din Moldova care ne surprinde, dar nu ne surprinde cu totul și am vrea să vedem ce ar însemna dacă ar avea loc o schimbare de regim acolo și mai ales dacă cumva apar și implicații militare. Ar fi implicații politico-sociale mai degrabă decât implicații militare. Dar din datele pe care ni le furnizează Republica Moldova, ținând seama de scenariu în baza informațiilor primite de la serviciile secrete ucrainiene, plecând de la faptul că acest scenariu este plauzibil, iată că Moldova demonstrează că acționează pentru demantelarea, că nu găsesc alt termen mai potrivit, a unui asemenea plan. M-am gândit la aspect militar pentru că am văzut ce se spunea despre acești militari care au intervenit ceceni în Ucraina și care în haine civile ar putea să intervină în Moldova. Cecenii sunt cunoscuți pentru că nu folosesc metode tocmai liniștite. Dacă vorbim de cei care ar fi foști militari, nu aparțin artileriștilor, infanteriștilor, sunt fie din forțele de operații speciale, fie din structurile de informații militarizate, componente psihologice de structuri de psihologie și de genul acesta. Și credeți că ar fi plauzibil să vedem această categorie în acțiune în Moldova? Nu, tocmai asta spuneam. Deci aceste lucruri nu trebuie să le luăm în amănunt, pentru că dacă vorbim de agenți care pot să inițieze mișcări de masă, asta s-ar dori, se pregătesc nu și mitingurile opoziției, ia o pregătire nu pur militară, ci o pregătire specifică, dacă vorbim de asemenea oameni. Ca atare nu vorbim de un impact militar. Când vorbim de impactul militar, ne concentrăm pe sud-estul Ucrainei și mai ales pe estul Ucrainei. Acolo trebuie să facem analiza a ofensivei pe care au început-o rușii.